Cei aproximativ 2500 de angajați de la operațiuni, vehicule și serviciile adiacente vor sta acasă pe toată perioada în care producția este oprită, vor fi în șomaj tehnic și vor primi 80% din salariul de bază. Este pentru a treia oară când se decide oprirea producției, având în vedere situația dificilă în care se află vânzările Ford pe piața externă. Reprezentanții companiei americane spun că dacă situația nu se va redresa, este posibil ca astfel de măsuri să mai fie aplicate până la sfârșitul acestui an. Linia de producție motoare este oprită pentru 8 zile lucrătoare, iar cea a modelului B-Max pentru 13 zile.